De astăzi, în 11 comune din județul Iași vor fi prezente echipe de personal medical provenind din centrele de vaccinare deja existente în vederea administrării serului Johnson & Johnson persoanelor care doresc să se imunizeze. Comunele vizate sunt Dagâța, Mădârjac, Focuri, Andrieșeni, Țibana, Sinești, Bârnova, Lungani, Ceplenița, Șipăte și Popești. Echipele medicale vor fi prezente în fiecare comună două zile consecutive, excepție fiind în Popești, unde echipa va fi doar o zi. Acțiunea de vaccinare se va încheia duminică și se va derula în spații puse la dispoziție de autoritățile locale. Persoanele care doresc să se vaccineze nu au nevoie de programare, iar imunizarea se realizează în baza unui act de identitate.